Domnule Gaici, ce s-a întâmplat astăzi? Ce să zic, eu jucat încă o dată, nu am jucat un meci cu multă oscilație. Bine, nu trebuie să vorbim despre puterea, despre calitate de echipa cu care noi am jucat, trebuie să vorbim despre jocul nostru. Primul set, în setul 2, a fost echipa noastră, a fost jocul nostru, cum se zice, și trebuie să continuăm să recuperăm, ne vedem ce facem, să continuăm cu jocul bun și după setul primul și 2 și 3, normal. Se întâmplă ceva psihic? Orice, normal, fiecare jucător are presiune, nu trebuie să fie cu presiune, orice jucător este sportiv, cu caracterul cu sportiv și trebuie să dat maxim în orice meci, orice min și atunci se vede dacă am noroc sau nu. Ce e mai important, să recuperăm, să vedem unde e problema, dacă e problema psihic sau altceva. Ce e mai important, ce se întâmplă în meciuri tot timpul, este ce noi nu facem la antrenament. Asta ce ne-au făcut în primul set, în început setul 2, asta a fost ce ne-au lucrat tot timpul la antrenamente. Și în setul 3-4, scos un pic psihologic sau concentrare sau multe chestii, trebuie să vedem, să găsim soluții, vedem cum se trezește echipa, să pregătim pentru play-off și normal, obiectivul nostru în primul 4 și trebuie să ne continuăm în acolo. Vă mai gândiți la semifinalele cupei? Șanse sunt până acum 50-50. Asta e un meci. Orice pot să tâmpă acolo la ce o să se întâmple? O să le certați pe fete, o să pentru aveți noi o discuție mai serioasă cu ele după acest meci? Da. Bine, orice trebuie să dat, zicem, o lecție, trebuie să recuperăm, să trezim. Asta nu e caracterul despre echipa noastră și noi trebuie să fim mai mult pozitiv, mai mult, cu multă energie și să intrăm în teren cu inima, asta inima trebuie să vedem în teren. Vă mulțumim. Vorbim despre joc, nu despre altceva. Joc, ce e mai important. Vă mulțumim. Mulțumim.